Vladimir, Robert și Mădălina sunt trei elevi de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța. Sunt pasionați de IT și robotică, iar de-a lungul timpului au participat la numeroase concursuri. Au reprezentat Constanța sau România cu mândrie, iar de fiecare dată au venit acasă cu un premiu. Aveam impresia că roboții ar putea să ne locuiască, să ne ia locurile de muncă. Se deschid sectoare noi economice prin care putem evolua și atunci de multe ori se deschid locuri noi de muncă și oamenii se adaptează și toți putem să trăim bine în continuare. La un moment dat s-ar putea ca inteligența artificială să evolueze în punctul în care să nu mai poată să fie oprită de noi și în cazul acela ar trebui să ne fi setat niște parametri. Toată această propagandă ca tehnologia ar avea un impact negativ asupra noastră este complet ridicolă și n-are nicio fundație. Elevii mirciși consideră că astfel de mașinării reprezintă viitorul, iar oamenii ar trebui să aibă încredere în inteligența artificială. La școală am observat faptul că putem să implementăm tehnologii care să ne ajute să învățăm mai repede, mai bine, mai eficient și sper că pandemia ne-a învățat faptul că online-ul este un punct bun și ceva care ne poate ajuta. Desigur, este important să păstrăm și interacțiunile umane, să nu uităm de ele. Ca să-i susțină și să-i ajute pe copii să învețe mai multe despre IT, robotică sau matematică, la Biblioteca Județeană din Constanța va fi organizat un program în acest sens. Înscrierile încep de pe data de 21 martie. Programul durează 2 ani, iar elevii care se vor înscrie vor putea veni la Biblioteca Județeană Ine Roman, unde în fiecare sală vor avea la dispoziție 10 calculatoare. În primul an, aceștia vor învăța despre noțiuni de IT și STEM, iar în anul al doilea vor învăța robotică. Mai mult de atât, cei care au cele mai bune idei vor fi premiați și se vor putea înscrie la diverse concursuri naționale. Vor participa la cursuri, vor avea teme digitale atractive, vor răspunde la întrebări. O dată pe săptămână ne întâlnim cu copiii. Echipa noastră ambițioasă este formată din 9 bibliotecari care sunt implicați în acest proiect. O să monitorizăm toată evoluția copiilor care sunt înscriși. Este un proiect destinat copiilor între 10 și 14 ani și se referă la robotică, o modalitate de a ne adapta unei societăți digitalizate, de avea deprinderi IT și de a urma un program în care există o serie de tutori. De asemenea, cei care vin cu idei unice și interesante vor avea ocazia de a fi selectați pentru a participa la Târgul Național de Științe, care va avea loc la sfârșitul anului 2022.